Bună ziua și bine v-am găsit! Ne revedem după câteva zile în care mi se pare că se limpezesc apele. Cetățenii români văd acum clar opțiunile și vor trebui să aleagă pe viitor între vechea clasă politică clientelară care se repliază, extremiștii populiști, pe care îi avem și aici în Parlament, și o forță politică precum USR, care rămâne dedicat modernizării și reformării statului, modernizării României și unei direcții europene. Și insist pe lucrurile acestea pentru că cred că astea sunt cele care au făcut și vor face diferența pe viitor în comportamentul politic din România. USR rămâne, începând de astăzi, singura forță politică pro-europeană care își dorește cu adevărat modernizarea României și care luptă împotriva clientelismului și a proastei guvernări care sărăcește populația. Și de aceea vreau să fie foarte clar, USR nu va vota niciodată un guvern capturat de PSD-ism, pentru că asta îi va costa scump pe români. Am văzut în ultimele decenii ce a însemnat asta pentru România și guvernarea din România și nu ne vom lăsa amăgiți sub nicio formă de ceea ce înseamnă și a însemnat PSD-ismul. S-a ajuns în această situație, în primul rând, din cauza slăbiciunii liderilor peneliști și, trebuie să o spunem și asta, și cu îngăduința președintelui Iohannis. PNL a tot vorbit de reforme și modernizarea țării, dar nu a dat semne că chiar vrea să le pună în practică și să facă aceste reforme alături de USR. Pentru că despre asta au fost discuțiile în ultimele luni, în primul rând. Am ajuns, deci, aici nu pentru că USR nu a fost suficient de flexibil, ci pentru că USR nu a acceptat să preia de la vechile partide modelul acesta a minciunii și a ipocriziei față de promisiunile făcute. Pentru că și PNL a făcut campanie pentru modernizarea României, pentru statul de drept, pentru întărirea justiției, pentru depolitizare, însă atunci când a fost vorba să discutăm concret de aceste măsuri și să ne le asumăm în decizii, în guvern și în coaliție, PNL, din păcate, a fugit de această asumare și s-a dus să găsească o soluție acolo unde probabil se simt mai confortabil, pentru că nu cred că va fi o presiune din partea PSD-ului să introducă în programul de guvernare depolitizarea administrației publice și profesionalizarea, reforme profunde care să ajute mediul de afaceri, să ajute la crearea de locuri de muncă, transparență în cheltuirea banului public și așa mai departe. Deci PNL-ul, din păcate, nu și-a dorit aceste reforme, pentru că dacă și le dorea, le puteam face împreună, dar a fost împins de votul oamenilor lângă USR, a avut această tentativă, însă ați văzut toate șicanele de la guvernare și piedicele care au fost puse miniștrilor noștri, au avut, se pare, acest scop de a îndepărta USR-ul de la guvernare și de a merge alături de PSD. Am un mare regret că cetățenii în aceste vremuri greu încercate trebuie să treacă prin aceste dezamăgiri și tulburări politice și știu că sunt mulți oameni dezamăgiți. Am primit de ieri începând multe semnale din acest punct de vedere cu oameni care au toți insistat să mergem împreună cu PNL-ul la guvernare și să fim suficient de deschiși cât să putem să facem o guvernare reformistă și care acum își exprimă dezamăgirile. Din păcate, cum spun, situație care n-are de-a face cu preocupările oamenilor din aceste zile. Și știu că oamenii sunt obosiți, sunt dezamăgiți, dar, din păcate, nu există altă soluție pentru noi decât rezistența în fața acestui mare partid penelisto-pesedist care pare să se constituie astăzi din nou și care, de fapt, într-un fel sau altul, a condus România în ultimii 30 de ani. Noi, la USR, vom sta fideli în limitele mandatului pe care ni l-am asumat în fața cetățenilor, vom folosi toate mijloacele pe care le avem atât în Parlament, dar și la nivel local, pentru a face următoarele lucruri pentru cetățeni. O să ne opunem abuzurilor acestei alianțe toxice de orice fel,
vom supraveghea și vom denunța cheltuirea discreționară a banului public, așa cum am făcut-o și cât am fost în guvern și o vom face și de acum înainte, mai ales că știm cum stau lucrurile în guvern și știm ce am lăsat acolo. Vom urmări felul în care sunt puse în practică proiecte care au fost începute de miniștrii noștri, proiecte de reformă, construcții de spitale, construcții de autostrăzi. Ne vom asigura că reformele din PNRR nu vor fi oprite. PNRR-ul care a fost elaborat sub coordonarea USR și a miniștrilor USR e, cred, programul de reforme cel mai ambițios pe care România și l-a asumat în ultimele decenii. Și vom face tot ce ține de noi să ne asigurăm că acest program nu devine o sursă clientelară pentru acest partid penelisto-pesedist, pentru că pare că ceva a atras această înțelegere să se refacă și probabil că simțul și gustul banilor, însă PNRR nu e făcut ca să alimenteze buzunare clientelare, ci PNRR-ul e făcut ca să susțină reforme în România și USR va face tot ce ține de noi ca să ne asigurăm că aceste reforme sunt făcute și nu doar că vom susține, dar vom și promova proiecte, inițiative legislative care sunt în linie cu PNRR la care am lucrat. Ne vom opune atât cât vom putea și clientelismului și politizării statului, pentru că uitându-ne în trecut, putem să ne așteptăm la astfel de reflexe să fie reactivate. Și în rest, evident, USR se va organiza pentru a crește partidul, astfel încât în 2024 să fim o forță politică alternativă la ceea ce se întâmplă în momentul de față și ceea ce se pregătește, de fapt, pentru guvernare în România, în 2024 sau oricând vor fi organizate alegeri, să arătăm că în România există în continuare o alternativă reformistă, pro-europeană, un partid care vrea să țină în continuare România pe direcția europeană și să nu alunece spre iliberalism, așa cum nu cred că e exclus acest risc dacă ne uităm la felul în care au evoluat lucrurile și în Ungaria și în Polonia. Da, încă o dată, sperăm să nu fie cazul, oricum USR rămâne fidel obiectivelor pentru care noi, cea mai mare parte dintre noi în USR am intrat în politică, aceea de a face ca România să arate mai bine și cetățenii să se simtă bine trăind aici. Mulțumesc! Bună ziua! Din momentul în care ați avut acea întâlnire cu liderii PNL până în acest moment, ați fost contactat de cineva din PNL pentru a vă explica de ce au ales să meargă mai departe cu Partidul Social Democrat, să guverneze alături de ei? Nu doar am fost contactat, dar am contactat și eu. Deci, de atunci până acum am fost, practic, în discuții, cred că aproape zilnic. Dacă nu chiar zilnic, am fost în contacte și în discuții și cu Florin Câțu și cu alți lideri PNL, încercând să ne aliniem, să clarificăm lucrurile, ca să nu rămână ambiguități în aer. Deci ceea ce vă spun dumneavoastră aici, le-am spus și lor, am avut ocazia să discutăm și de asta am spus totdeauna că PNL va alege în cunoștință de cauză. Bun, o parte din PNL acum, care a fost majoritară de data asta, a ales să meargă într-o direcție, însă vreau ca lucrurile să fie clare. Ei știau foarte bine la ce e dispus USR și știau foarte bine în ce condiții această coaliție se putea reface și ea se putea reface. Dacă guvernarea alături de PSD se va dovedi a fi un eșec, mai sunteți dispuși ca în viitor să guvernați alături de Partidul Național Liberal? Alături de cine? De Partidul Național Liberal. N-am înțeles de care Partid Național Liberal. Dacă guvernarea PNL-PSD va fi un eșec, sunteți dispuși să mai intrați vreodată la guvernare alături de Partidul Național Liberal? Adică alături de ce va rămâne din Partidul Național Liberal după ce vor fi trecut printr-o guvernare alături de PSD? USR va lucra întotdeauna cu cei care vor modernizarea și reformarea României. Dacă va mai rămâne în PNL o parte care să-și dorească acest lucru,
Evident, noi rămânem deschiși, dar vom fi foarte fermi pe aceste lucruri, exact ceea ce le-am spus și zilele trecute. Nu ne mai mulțumim cu vorbe și cu promisiuni, care nu nouă trebuie să ne fie făcute, ci cetățenilor care au votat pentru o majoritate în Parlament care să modernizeze România. Lor, cei care au decis ieri ce au decis, vor trebui să le explice decizia, nu nouă, pentru că noi ne continuăm drumul așa cum v-am spus. În continuare, întrebării colegii mele, de aseară, de când ați anunțat oficial că USR trece în opoziție, până astăzi, ați mai vorbit cu Florin Câțu? Nu, n-am mai, acum nu stau toată noaptea să vorbesc cu Florin Câțu, mai ales după ce ei au luat o decizie. Eu presupun că ei acum sunt focalizați pe discuții cu cei de la PSD despre cum să-și împartă portofoliile și banii pentru primari. Nu au avut timp să dea explicații și încă o dată, nu nouă trebuie să ne dea explicații, ci celor care i-au ales. Dar în aceste zile, în discuțiile pe care le-ați avut și spuneați că le-ați transmis același lucru pe care ni l-ați spus și nouă, ce vă răspundea Florin Câțu? Întrebați-l pe dânsul. Nu sunt eu purtător de cuvânt al dânsului. Stați de vorbă și cu dânsul, că o să vă explice, probabil. Și o altă temă, pentru că vedem din momentul în care au început aceste negocieri, atât cei din UDMR, cât și cei din PSD, au adus în față o temă care a mai fost pe agenda publică în trecut, modificarea Constituției, și vor să modifice Constituția astfel încât România să devină o republică parlamentară. Cum se va poziționa USR în momentul în care va ajunge această discuție în Parlament? USR se va asigura că România rămâne pe un drum european și că nu intrăm într-o fază în care să discutăm de modificări în Constituție care să ducă România într-o zonă de iliberalism. Vedem și în zilele acestea cât de ușor se fac și se desfac înțelegeri în Parlamentul României care nu sunt totdeauna în interesul cetățenilor. Și USR se va asigura că România nu alunecă pe o pantă iliberală, cum s-au întâmplat lucrurile și în Ungaria și în Polonia, ci că România rămâne înscrisă clar pe drumul pro-european, al statului de drept, al unui raport echilibrat de forțe între puterile din stat și că puterea în stat nu e acaparată de o mână de oameni care să facă ce vrea cu această putere în interesul lor și împotriva intereselor cetățenilor. Deci în aceste condiții clasa politică din România este pregătită de o republică parlamentară? Eu cred că dacă îi întrebați pe cetățeni o să vă răspundă ei foarte bine. Eu așa cum v-am spus, în momentul de față nu cred că ceea de ce are nevoie România este să dăm peste cap un echilibru de puteri în stat care și așa nu e el suficient de echilibrat și am văzut în anii trecuți ce s-a întâmplat atunci când un partid ca PSD-ul, condus de Liviu Dragnea, a abuzat de puterea pe care acest partid a avut-o în Parlament. Imaginați-vă că un astfel de Parlament, condus de un partid, având în frunte un Liviu Dragnea, e cel care mai numește și președintele, după cum vrea el, și o să aveți răspunsul la această întrebare. Credeți că rezultatul acestor negocieri din ultimele zile provine din faptul că USR nu l-a acceptat pe Florin Câțu în funcția de premier? Aceasta ar fi fost problema PNL-ului? O să vă răspund o întrebare. Credeți că apropierea de PSD e pentru că PSD-ul l-ar accepta pe Florin Câțu premier? Că dacă nu, nu văd de ce asta ar fi făcut diferența. Nu, cred că acolo lucrurile sunt mai profunde decât doar Florin Câțu. În spațiul public au apărut deja discuții despre faptul că Ludovic Orban va fi exclus din partid, cel mai probabil aceea soartă vor avea și parlamentarii care i-au urmat exemplu și au ieșit din grupul parlamentar. Dacă și-ar dori să vină în partidul dumneavoastră, i-ați primi? Eu v-am vorbit de modernizarea României, de o Românie pro-europeană, de drepturile indivizilor în România de a-și construi o viață antreprenoriat, așa cum și-o doresc. Oricine vrea să susțină astfel de principii și de valori, evident, poate să vină în USR. Dar nu cred că domnul Orban spre asta se orientează. Mulțumesc! Marina Lamidită, Realitatea Plus. Domnule președinte,
De ce credeți dumneavoastră că n-ați reușit să vă înțelegeți cu liberalii, să refaceți coaliția? Care a fost hopul? Pentru că într-o discuție și negocieri trebuie să fie doi care vor să lucreze împreună. Dacă numai unul dorește lucrul acesta, n-are cum să se întâmple această colaborare. Nu știu, cum v-am spus, cât de mult obiectivele adevărate ale celor de la PNL erau aliniate cu obiectivele pe care noi le-am afișat tot timpul și pe care și ei le-au afișat, multe dintre ele, în campanie, dar când a fost vorba să le pună în practică, n-au mai fost acele priorități. Vedeți că în continuare pensiile speciale nu sunt desfințate și o să-l rog în câteva minute pe colegul meu Ionuț Moștanu să vină să vă spună cum stau lucrurile și aici în Parlament cu desfințarea pensiilor speciale și cu aceste inițiative legislative, depolitizarea administrației publice și așa mai departe. Multe alte proiecte de reforme pe care le-am avut în programul de guvernare, le-am dorit aplicabile, dar vă amintiți din ce cauză au explodat lucrurile? Pentru că Florin Câțu a vrut să promoveze pe agenda guvernului un program care el spune de modernizare a României, dar unde sunt câteva zeci de miliarde de lei care vor fi cheltuite fără niciun element de transparență sau de obiectivare a cheltuirii banilor. Deci, nu știu cât de compatibili au fost cei de la PNL între ceea ce au spus și ceea ce au făcut efectiv. Și ce rol a jucat președintele Klaus Iohannis în toată această poveste? Faptul că nu ați reușit să cădeți la pace cu liberalii. Păi, eu văd din ultimele zile și din câte am înțeles inclusiv de la colegi din PNL, președintele Iohannis a fost unul dintre cei care a împins lucrurile chiar înspre PSD. Probabil că are motivele dânsului. Ce motive? Nu de știu, ce? Asta cred că pe dânsul trebuie să-l întrebați. Eu vă spun doar că am înțeles lucrul acesta inclusiv de la colegi din PNL. De ce credeți că a apărut acum pe piață această temă, Republică Parlamentară? Cui folosește? Încă o dată, cred că trebuie să-i întrebați pe ei. Eu v-am spus care e opinia mea și, în mod clar, USR, atât cât poate, din poziția în care e, va veghea pentru statul de drept mai în România clar, dacă se poate, și va veghea pentru ca evoluția deciziilor politice să nu fie împotriva cetățenilor, ci să întărească statul român. Mai clar, dacă se poate, noastră probabil ați putea fi un candidat la prezidențial în 2024. Dar nu e vorba de mine aici, USR, sau de un oricare alt candidat. E vorba de un raport de forțe în stat. Și de faptul că președintele României e ales direct de cetățeni, da, și cetățenii, dincolo de votul acela pe liste pentru membrii Parlamentului, au și posibilitatea să dea mandat unei persoane să-i reprezinte în acest raport al puterilor în stat. Dar ăsta e un subiect pe care îl vom discuta dacă el va fi pus pe masă. Deci nu vreau să trag concluzii prea devreme, însă vreau să spun foarte clar și răspicat că nu vom accepta ca astfel de tentative, eventuale tentative, să împingă România într-o direcție iliberală și anti-europeană. Mai clar, USR va putea fi de acord cu schimbarea formei de guvernământ, trecerea la o republică parlamentară? Eu v-am spus cu ce nu vom fi de acord. Deocamdată n-am văzut nicio propunere pe masă. Deci vorbim doar de speculații. Și, încă o dată, cine vrea să lanseze o astfel de dezbatere n-are decât să o facă, dar deocamdată trebuie ca România să depășească criza sanitară, să depășească criza energetică. Deocamdată avem reforme la care ne-am angajat în PNRR, pe care trebuie să le punem în aplicare ca să întărim statul care să lucreze în interesul cetățenilor, înainte de a ne gândi la tot felul de jocuri la vârf în interesul unora sau altora. Câți mulțumesc. Ani îi dați acestui guvern care probabil se va forma? Ani? PNL? Da. Câți ani? Câți ani? Să fim serioși.